Noile tehnologii au devenit mai accesibile pentru studenți, elevi și companii, grație unui hub de imprimare 3D dezvoltat de Centrul de Excelență Prelucrarea Polimerilor din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Acest hub 3D este unic în regiune și este menit să dezvolte interesul tinerilor pentru inginerie, ajutându-i să-și pună în practică proiectele, indiferent de complexitatea lor. Primul scop al hub-ului este acela educațional. Ne adresăm studenților, elevilor, dar și cercetătorilor. Este vorba de doctoranzi din Facultatea de Inginerie, iar al doilea scop este acela de a ne adresa firmelor, celor care sunt interesați să fabrice sau să reproducă anumite repere de care ar avea nevoie în viața de toate zilele. Hub-ul 3D dispune de 16 imprimante și de un extruder pentru realizarea filamentelor și testarea de noi materiale. Proiectele pot fi încărcate inclusiv online în vederea imprimării prin intermediul platformei de cercetare multidisciplinară Reform a Universității Dunărea de Jos din Galați. Proiectul 3D care a fost realizat pe calculator și prelucrat în limbaj cod mașină este transferat către echipamentul de imprimare 3D, care realizează prin depunerea materialului strat cu strat obiectul care a fost desenat inițial. Printre reușitele recente ale hub-ului 3D se numără medalia obținută la Salonul de Inventică de la Iași. Este vorba de proiectul inventatorului Doru Tătar, care a imaginat un nou tip de cărămidă refractară pentru furnale, proiect care a fost perfecționat și modelat cu ajutorul companiei Creomec și al hub-ului de imprimare 3D al universității.